Crișu Anastasiu s-a născut pe 10 aprilie 1957, iar din 1981 este licențiat al Facultății de Drept Universitatea București. A fost judecător la Judecătoria Călăraș, apoi procuror la Bolintin Vale și la Municipiul București și inspector în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Din august 2005 este profesor universitar și conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București. Între 2010 și 2012 a făcut parte din Comisia de Specialitate Științe Juridice din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. De asemenea, Laura Corina Georgescu a primit undă verde la șefia Consiliului Național al Audiovizualului, cu 382 de voturi pentru și 48 împotrivă. Membrii Consiliului au ales-o ca președinte al CNA pe 28 decembrie 2012. Potrivit legii, mandatul său este de 6 ani, iar funcția este asimilată celei de ministru, fiind numită prin votul Parlamentului.